Bine ați venit, oameni buni, și v-am regăsit la Secretele Brașovului. Am început primăvara, așa cum spuneam săptămâna trecută și anticipam. Inevitabil, timpul își urmează cursul și iată, am depășit și ziua de 8 martie, așa că ne-am gândit că astăzi să avem invitate doamne. Și doamne care nu vor vorbi despre cadouri și despre ghiocei și despre alte lucruri, deși poate să vorbească și despre aia, dacă dânsele doresc și se pretează acestei discuții pe care o vom avea, ci doamne care muncesc și care muncesc, o să vedeți, foarte mult în folosul comunității, al nostru, al brașovenilor și nu numai. Vorbim chiar și în folosul unor legi care influențează viața foarte multor oameni din întreaga Românie. Am plăcerea astăzi să am alături de mine în prima parte pe doamna Mălina Dumitrescu, director de programe la Hospice Casa Speranței. Bine ați venit, doamnă! Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit! Cum a fost 8 martie pentru dumneavoastră? Vă zic așa, acum să vă iau prin surprindere, ca să nu începem așa abrupt. A fost o zi obișnuită, o zi în care facem tot cam ce am făcut în restul anului, cu un strop de bucurie, cu un strop de zâmbete din partea colegilor noștri și cu, să zicem așa, cu repercusiunile unei bucurii mari pe care am avut-o cu două zile înainte de o schimbare legislativă pe care ne-am dorit-o de mult timp. Cam Bun. Asta a fost sărbătoarea noastră de 8 martie. Da, frumos. Bine ca... Cel puțin asta e și ideea, să vă mai aducă un zâmbet pe buze, că până la urmă de griji și probleme suntem sătui. Revenim la această idee, pentru că este subiectul central al discuției noastre de astăzi, cel referitor la acea lege care a fost dată. Dar până atunci, haideți să discutăm puțin despre Hospice Casa Speranței, deși sunt foarte mulți brașoveni care cunosc, au auzit măcar tangențial cu ce se ocupă, care au donat acel 2% și despre asta o să vorbim. Dar o să, și-am mai avut invitați în emisiunea Secretele Brașovului din cadrul Hospice Casa Speranței, dar ne bazăm și pe faptul că sunt mulți care nu cunosc și o să vă rog să explicați în câteva cuvinte. Hospice Casa Speranței pentru toată lumea, pentru brașoveni și mai ales pentru cei care nu au avut parte sau nu au reușit să ne cunoască în acest timp, și bine pentru ei, fericire pentru ei, este în ziua de astăzi cea mai mare unitate de îngrijire paliativă din țară. Ce înseamnă îngrijirea paliativă? Înseamnă o îngrijire foarte specială, centrată pe nevoile medicale ale pacienților care suferă de boli cronice grave, dar care se referă și la alte componente ale suferinței acestor pacienți, respectiv la partea de asistență socială, de suport psihoemoțional și spiritual, ceea ce sigur este unul dintre lucrurile care afectează cel mai grav pacientul. Și de asemenea, serviciile de îngrijire paliativă vizează și familiile pacientului, pentru că vorbim de boli care se uneori merg de-a lungul anilor de zile și în care familia sigur că trebuie să fie sprijinită pentru a face față diferitelor probleme ridicate de boală. Eu cunosc Hospice, cred că de la înființare aici în Brașov, activând și eu în domeniul non-guvernamental o bună bucată de vreme și sunt mulți telespectatori care cunosc acest fapt. Știu despre Hospice, a avut încă de la început o imagine bună. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că cei care cunosc dinamica ONG-urilor în România știu că ele au fost prea slăvite și binevenite imediat după 89. Însă după aceea a urmat o perioadă tulbure în care prin intermediul ONG-urilor s-au făcut multe lucruri mai puțin curate și după aceea iar a revenit importanța lor, bineînțeles cu iară cu umbre și suisuri și coborâșuri, însă despre Hospice eu nu țin minte să se fi legat la un moment dat aceste ape tulburi și sau vreun scandal sau vreo veste mai tristă, să spunem, despre ceea ce s-a întâmplat la Hospice. Și ați reușit să mențineți acest
imagine bună și nu numai imagine, și ceea ce ați făcut acum? Cred că răspunsul e undeva în relația pe care noi am păstrat-o întotdeauna cu misiunea pe care ne-am asumat-o de la început. Sunt foarte multe ONG-uri care au început cu elan și cu multă muncă și în timp, probabil și din cauza lipsei resurselor financiare, au virat către diferite tipuri de proiecte. Nu spun că nu sunt bune, dar ceea ce ne-a diferențiat pe noi într-un fel de alții este faptul că am rămas pe aceeași misiune. Noi ne-am propus de la început introducerea și dezvoltarea în România acestor servicii de îngrijiri paliative. Și nu am divagat, dacă vreți, în niciun fel, nici măcar atunci când anumite proiecte de finanțare propuneau o lărgire a ariei de acoperire a nevoilor pacienților noștri. Și cred că ăsta este lucru care ne-a ținut pe linia de plutire și nu numai atât, ne-a făcut să avem capacitatea de a aprofunda serviciile pe care le facem și de a încerca să schimbăm contextul legislativ în care și alții până la urmă se poată dezvolta servicii similare. Asta zic eu că este faptul care ne-a făcut să fim o organizație mare cu peste 250 de angajați, peste 400 de voluntari în ziua de astăzi. Că și noi am pornit tot ca alții de la un singur voluntar sau doi voluntari. Da, haideți să continuăm cu ceea ce ați amintit deja dumneavoastră la începutul emisiunii și aici vă citez pe dumneavoastră, care spuneați într-o postare: vă anunț cu imensă și nestăpânită bucurie că a apărut Ordinul Ministerului Sănătății numărul 253 din 2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative. Emitentul, adică Ministerul Sănătății, a publicat în Monitor Oficial numărul 199 din 5 martie 2018 și citesc numai articolul 1, ăsta nu l-a scris dumneavoastră, aici continui eu, care e foarte important: se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijiri paliative, denumit în continuare regulament. Și urmează după aceea mai departe. Haideți să vreau să explicați și să ne explicați de ce este atât de important acest ordin și în ce constă el. Ni se pare un ordin extrem de important pentru, nu neapărat pentru hospice, deși și noi intrăm în aceste servicii, dar pentru țară, pentru că practic pune bazele organizării sistemului acestuia al serviciilor de îngrijiri paliative pe toate palierele, în toate județele, într-o relativă uniformitate. Pentru că ce s-a întâmplat în cei 26 de ani de când ne-am înființat noi, sigur, acum există mai multe servicii, sunt 115 servicii și în sistemul public și privat, dar să ne gândim că ele nu acoperă decât sub 10% din nevoia de îngrijire paliativă. Ori acest document la care s-a lucrat foarte mult și la care am fost implicați noi cei câțiva cu vechime și cu experiență din hospice, dar el de fapt este un document care reprezintă punctul de vedere al Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative, validat de Comisia de Paliație a Ministerului Sănătății și prin care de fapt încercăm să punem bazele unui sistem care să dezvolte astfel de servicii în toate județele țării. Există acel program al Băncii Mondiale de care se amintește mereu în contextul reformei sistemului de sănătate și se spune că în cei 4 ani de la începutul acestui program s-au cheltuit sub 10% din bani. Foarte probabil că nu este cel mai bun management, dar ceea ce este important este ca atunci când creezi niște mecanisme noi să le asiguri funcționalitatea pe termen lung. Ori acest document exact asta vine să facă, să stabilească modul în care pot fi înființate servicii de îngrijire paliativă în toată țara. Într-o paranteză aș spune că sunt încă 17 județe în care nu există nimic deloc. Ori acest document ne spune ce tipuri de pacienți pot beneficia de astfel de servicii, cum și unde se acordă serviciile, respectiv la domiciliu pacientului, în regim de internare, în spitale publice sau în unități cum este hospice-ul, deci unități independente, în ambulatoriu, în centre de zi. Deci toate acestea în funcție de stadiul evoluției bolii fiecărui pacient. De asemenea, documentul specifică în mod clar ce tip de pregătire trebuie să aibă profesioniștii care vor lucra în astfel de servicii.
nivelurile, să zicem așa, de principale de furnizare a îngrijirilor paliative, de la cele specializate până la cele de bază pe care ar trebui să le ofere orice spital, orice medic de familie, ca atunci când se întâlnește cu un astfel de bolnav ocazional să știe cum tratează simptomele, care sunt lucrurile de bază pe care le poate face pentru pacient sau le poate trimite către un serviciu specializat. Deci toate lucrurile astea sunt cuprinse cumva în acest document care are și multe anexe funcționale și explicative pentru ceea ce am încercat să rezum în câteva cuvinte. Da, și o să ne reîntoarcem puțin să mai explicați câteva lucruri aici, o să vă rog, dar până acolo știu că dumneavoastră și Casa Speranței, Hospice Casa Speranței și multe alte asociații, dar în special au fost câteva care au purtat drapelul așa în, aici, pentru această lege până la urmă. Dar acum vine întrebarea normală, zic eu, de ce după 26 de ani? A fost un concurs de împrejurări, să zic așa, din 2014 încoace. Sigur că până la acest program al Băncii Mondiale, serviciile s-au dezvoltat total aleator. Unde avea cineva o inițiativă și avea și suportul financiar, ele au început să se dezvolte. Prin anumite proiecte, noi am încercat să le integrăm inclusiv în sistemul public de sănătate, pentru că e o problemă atât de mare încât nu poți să o lași pe seama ONG-urilor. Aceste ONG-uri trebuie să existe într-un integrate în sistemul de sănătate, dacă vorbim de o nevoie de aproximativ 160.000 de persoane care au nevoie de îngrijiri paliative în România pe an. Dar în momentul acesta noi am încercat să găsim oportunitatea în acest program al Băncii Mondiale pentru a înființa noi servicii. Ori cum să le înființez dacă nu știi? Autoritățile, Ministerul, Casa Națională de Sănătate au venit cu ideea acestui proiect. Încercați să faceți un regulament prin care toată lumea, și finanțatorii, și autoritățile, și pacienții, și publicul larg, să înțeleagă de fapt cum funcționează și cum se integrează îngrijirea paliativă. Și cam așa a pornit ideea, poate pe experiența de 26 de ani a hospisului, dar de asemenea pe experiența multor altora care au trecut și au filtrat pe parcursul dezvoltării acestui regulament prin experiența lor proprie, pentru ca în final să avem un document agreat, zic eu, de toată lumea. Și lucru bun mi se pare că până la urmă instituțiile pe care mereu le blamăm că nu cooperează, în momentul acesta eu cred că pot să spun este un proiect care a pornit de undeva de jos din experiența celor care fac serviciile, a fost cumva agreat și filtrat de autorități pentru a avea un document comun de la care să pornim pentru în viitor și prin care, în momentul ăsta, se deschid perspectivele de dezvoltare a serviciilor prin acest proiect al Băncii Mondiale, care vrea să înființeze în fiecare județ câte două echipe de îngrijire la domiciliu, deci 90 în total, câte două ambulatorii pentru bolnavii aceștia și 29 de unități sanitare, de secții de spital cu 25 de paturi. Deci e un proiect mare care vizează în primul rând sistemul public de sănătate, unde se vor dezvolta toate aceste componente, dar care ajută în continuare și ONG-urile sau alte tipuri de unități care acordă servicii de îngrijiri paliative. Din punct de vedere al acestor unități, știu că există un termen de 12 luni, parcă, sau în care ele să se pună, să se conformeze acestui regulament. Ne puteți spune ceea ce ne-ați explicat acum, că sunt ONG-uri, că sunt alte instituții, până la urmă poate are mai puțină importanță asta. Ce se întâmplă, adică câte credeți că se vor conforma, acum nu neapărat să ne dați un număr, dar credeți că se vor conforma marea majoritate? Ce se întâmplă cu cele care nu se vor conforma acestui tip de regulament? Este timpul suficient de 12 luni? Regulamentul este, acum vă pun mai multe întrebări, dar sunt legate, regulamentul este suficient de transparent și de bine intenționat și până la urmă practic, din punere practic pentru aceste instituții? Da, noi credem că timpul ăsta de conformare este în regulă ca mod de integrare, să zicem așa. Și ce aș mai vrea să spun, apropo de întrebarea dumneavoastră, cum se leagă cu alte
documente, să zicem, da. Este important că noi am încercat să corelăm acest regulament cu ceea ce fac alte instituții, respectiv există acest for național care autorizează spitalele, ANMCS-ul, Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătate. Ori, ceea ce cuprinde acest regulament, într-un fel, se revede în indicatorii aceia de calitate pe care îi verifică autoritatea de management al calității. Deci, spitalele, în primul rând, se vor integra pentru că au această obligație, dar, în același timp, există și alte instituții implicate, cum este Casa Națională de Asigurări. Deci, toate aceste servicii ar fi un vis foarte frumos dacă n-ar exista până la urmă și o finanțare. Ori vorbim de servicii de îngrijiri paliative care până la urmă vor fi finanțate pentru persoanele care sunt asigurate prin Casa de Asigurări. Deci, ce vreau să spun este că a fost o colaborare care a încercat să pună în termeni realiști ceea ce se poate realiza prin unitățile existente, pentru că aici vorbim de, cum spuneați, de existent, unități care acum funcționează și care trebuie să se integreze într-un an de zile, dar mai important poate decât atât este faptul că noi preconizăm în acest program al Băncii Mondiale înființarea de multe alte unități care, așa cum spuneam, să acopere tot teritoriul. Deci, cei care există trebuie să se conformeze și atunci, mai ales, vorbim atunci conformare, mai ales în privința personalului pe care îl au la dispoziție, respectiv educația medicilor, asistenților medicali, psihologilor, asistenților sociali, care sunt prevăzuți acolo în regulament ca număr de ore de instruire. Și lucrul ăsta trebuie să se întâmple în acest an de conformare. Și noi zicem că este posibil lucrul ăsta. Acum, vă provoc așa să dați puțin și din casă, că suntem la Secretele Brașovului, și să ne spuneți cam în ce constă, până la urmă, micul secret pe care îl are Hospice Casa Speranței, în ideea în care este o asociație care a avut un singur țel și scop de la bun început și l-a urmat, cum a reușit să ajungă la un număr destul de mare de angajați, nu mai vorbim un număr destul de mare de pacienți, știu că aveți și în București, cum ați reușit și, iar eu o serie de întrebări pe care vi le pun, cum ați reușit să vă finanțați pe tot acest timp, cum ați reușit să trageți voluntari, știu că foarte mulți voluntari, tineri și nu numai tineri, vin și vă ajută. Sunt câteva întrebări legate, pentru că de ce vă întreb acest lucru? Cei care vin și ei din spate sau care poate acum la o masă pusă deja și muncită, ar putea să vină și alții. Până la urmă nu-i nimic greu în asta, pentru că mă gândesc că scopul rămâne același. Da, e... Ce să zic, noi am reușit crescând pas cu pas în organizația asta și mă gândesc la primii ani, când aveam, în primul an chiar am avut 57 de pacienți, ori acum avem peste 1000 de pacienți noi în fiecare an. Și asta sigur că implică finanțare. De-a lungul anilor, contribuția partenerilor noștri britanici, ai celor care ne-au susținut la înființare, a scăzut în permanență, pentru că, în primul rând, capacitatea nu mai era aceeași, România nu mai era, după ce am intrat în Uniunea Europeană, România nu mai era o țară de interes pentru ajutorul țărilor occidentale. Și atunci a trebuit să ne facem propria noastră capacitate de susținere. Cred că aici rolul esențial îl au colegii mei din echipa de fundraising, pentru că, gândindu-mă la un buget anual care depășește 3 milioane de euro, trebuie să spunem că doar sub 20% sunt bani care vin din sistemul de asigurări, deși majoritatea pacienților noștri sunt pacienți asigurați. Asta tocmai pentru că sistemul încă nu este pregătit pentru a asigura aceste servicii, și mai ales cele de îngrijire la domiciliu sunt total vitregite în sistemul de sănătate.
O altă parte a finanțării o reușim să o obținem din scriere de proiecte, dar astea nu prea vizează serviciile în sine, ci mai degrabă zona de educație, de dezvoltare de programe, de proiecte pilot cu alte centre universitare. Cred că nu putem să... Suntem într-adevăr cu o echipă foarte bună de fundraising, dar suntem, mai ales acum, suntem într-un an care va fi o mare provocare pentru noi, în condițiile în care sistemul de sănătate își crește salariile așa cum am văzut, iar serviciile noastre sunt și au rămas de calitate și au rămas în primul rând gratuite pentru pacienți. Asta este lucru pe care noi l-am menținut, îl vom menține în continuare, chiar dacă riscul ar fi la un moment dat să reducem, eu știu, area de acoperire, să nu mai ieșim în afara orașului, pentru că nu vom avea suficient personal pentru a-l menține în aceste condiții de creșteri salariale în sistemul public și de, până la urmă, de concurență. Noi suntem într-un sistem privat, nu-mi place cuvântul de privat, pentru că specificul organizației noastre este al unei organizații de caritate, iar când vorbim de privat, de obicei ne gândim la zone în care pacientul, din păcate, are de plătit. Pentru noi, îngrijirea paliativă este un drept al pacientului și pe care nu putem să-l vedem în condiții de finanțare din buzunarul propriu. Deci asta ar fi... Iar ca voluntari, ceea ce spuneați, cred că am avut într-adevăr una dintre cele mai mari capacități de atragere a voluntarilor din țară și colegii mei voluntari au primit multe premii în direcția asta, pentru că, zic eu, am știut să-i atragem, în primul rând cu coordonatori de voluntari foarte, foarte carismatici și foarte atrăgători pentru tineri, și apoi alătându-le tinerilor că a fi voluntar nu înseamnă doar a da din timpul tău, ci înseamnă și un câștig pentru tine din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al maturității pe care o câștigi, mai ales când ești licean sau student. Da, așa este și știu foarte mulți tineri cu care am interacționat pe parcursul acestor ani și pe care i-am văzut și dezvoltându-se totodată, nu neapărat numai emoțional, cum vorbeați, ci și, aș putea să spun, profesional. Pentru că a face fundraising, a organiza un eveniment de la lipit afișe și terminând cu organizări în cadrul evenimentului propriu zis, a ține legătura cu un agent economic, cu un partener, cu o instituție publică, sunt niște lucruri pe care eu cred că pe ei au ajutat foarte mult și am văzut tineri progresând, fiind voluntari la dumneavoastră și progresând și după aceea chiar găsindu-și slujbe sau având propria afacere, foarte interesant. Știu câțiva dintre ei și îmi sunt dragi și acum și mi se pare că eu asta o spun și încerc să fac un apel la cei care nu înțeleg ceea ce la un voluntariat și la ce îmi folosește mie să mă duc acolo să muncesc niște ore fără să primesc nimic. Nu e chiar așa, exact cum ați spus. Primești întotdeauna ceva și te poți dezvolta de așa natură încât poți să-ți faci cunoștințe, relații, o grămadă de lucruri acolo, pe lângă mulți prieteni, bineînțeles, și poți să ajungi să te dezvolți, pentru că până la urmă voluntariatul, asta cred că este esența voluntariatului până la urmă. Sau cel puțin așa-l văd eu. Este pentru noi și ceea ce vedem și noi într-adevăr la voluntari, care pleacă din imediata noastră vecinătate, care nu mai lucrează aici din alte motive, din varii motive, studiază în străinătate sau așa, dar foarte mulți sunt activi chiar și de acolo, pentru că ne pot ajuta, eu știu, cu traduceri, cu... Aveam la un moment dat o listă de 101 feluri în care pot să fii voluntari. Ori nu cred că cineva din lumea asta nu s-ar încadra măcar într-un singur punctuleț de acolo. Și iarăși nu cred că vreunul dintre noi putem să spunem nu am pierdut în săptămâna asta 2 ore pe care aș fi putut să le donez. Deci voluntariatul e un lucru pe care, dacă ți-l impui, poți să-l faci. Și ai un mare câștig. Eu zic că câștigul este mai mare decât lucrând efectiv, pentru că câștigi mai mult decât acel bănuț care ți este folositor ca tânăr, să zicem. Câștigi o experiență de viață. Exact, da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Pentru că suntem la, și am rămas la partea aceasta de fundraising, spuneți-ne un pic că există încă și știu că încă este momentul de a acorda cei 2%, dacă nu mă înșel, ne încadrăm.
E totodată poate și un moment în care și dumneavoastră știu că strânge și tot timpul ați avut formulare personalizate și așa cu acel 2%. Este și anul ăsta în continuare și e valabil? Da, este spre bucuria noastră. A fost la un moment dat o inițiativă guvernamentală care, din fericire, nu s-a materializat. A anula acea lege. Nu neapărat de a o anula, dar se spunea că trebuie depuse individual. Ori sunt foarte multe persoane care nu se pot deplasa, care, eu știu, prieteni care se întâlnesc la o petrecere și vor să facă un astfel de sunt gest. Sunt 20, trebuie să meargă toți da, acolo. Da, trebuie să meargă depună. Toți. Și eu cred că este rezonabil ceea ce s-a gândit că se pot depune de către organizații. Deci dacă sunt astfel de persoane care doresc să depună formularul de 2%, noi vom face aceste demersuri de a le inscripționa, sigur, pe un bordereau și de a le depune mai departe. Și asta a fost un lucru bun. Au fost foarte multe demersuri ale ONG-urilor la București și în zona guvernamentală pentru menținerea acestui 2%. Pentru că, până la urmă, e încă o resursă nu în totalitate folosită, nu toată lumea știe că poate să facă lucrul ăsta, dar, pe de altă parte, e extrem de benefică pentru, nu doar pentru Hospice Casa Speranței, pentru că fiecare își are opțiunile lui. Pot să am o afecțiune deosebită pentru activități legate de protecția mediului, dar important e să conștientizăm faptul că e o mică resursă pe care noi o putem direcționa către ceva ce se întâmplă, fără să ne coste nimic până la urmă, pentru că este un impozit pe care altfel l-am dat statului. Exact. Și acum, în încheiere, pentru că mai avem mai puțin de un minut, vreau să ne spuneți concret cum se poate face. Să zicem, eu sunt angajat la firma X și vreau să donez acei 2% pe care oricum îi dau, asta este ideea, adică nu-i scot din buzunar, să înțeleagă lumea, oricum se duce, cum se pot da acești 2%, nu știu, la hospice, spre exemplu? Prin orice cale, pe site-ul hospice, www.hospice.ro, există formularul care se poate descărca, se poate trece pe la hospice și în recepție există întotdeauna formulare la dispoziția celor care doresc. Se pot suna colegii mei sau se poate suna pe oricare număr de la hospice și colegii mei din echipa de fundraising pot veni în ajutor sau pot găsi soluții până la urmă pentru a intra în posesia acestor formulare, care trebuie să fie semnate de fiecare și să aibă datele completate, personale. Da. Și încă o dată, repet, pentru cei care nu cunosc, acei 2% nu ia nimeni din salariul dumneavoastră sau din X, din Y, sunt bani pe care oricum îi veți da la stat și așa se duc către o cauză. De fapt, e o redirecționare, adică în loc să dau totul la stat, dau 2% din acela către un lucru în care cred eu, o cauză pe care vreau să o susțin, oricare ar fi ea. Doamna Mălina Dumitrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului și să veniți și data viitoare tot așa cu vești bune, chiar dacă oamenii pe care îi susțineți poate acolo nu sunt neapărat în condițiile cele mai bune ale lor în momentele respective, dar veștile bune poate vor conduce și la continuări bune mai departe. Și noi vă mulțumim pentru susținere. Oameni buni, luăm o scurtă pauză și ne revedem.